Slăvit să fie Domnul! Bine ați venit la un nou cuvânt de suflet. Astăzi vom vorbi despre Simon din Cirena, cel care a dus, a purtat și el crucea Mântuitorului, Mântuitorul căzând sub cruce. Dați-mi voie să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 26, unde scrie așa: și pe când îl duceau, au pus mâna pe un oarecare Simon Cirenianul, care venea de la țarină. I-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Isus. Mi-am intitulat meditația de astăzi așa: ajută și tu la crucea cuiva, sprijinește și tu pe cei care au o cruce mai grea ca și tine. Cine era acest Simon de fapt? Originea lui, spune Scriptura, era din Cirene, undeva din nordul Africii, probabil un emigrant de culoare neagră. Care era statutul lui? Un trecător. Era vinerea, vinerea la câmp, probabil mergea spre casă să facă baie, să se pregătească pentru sabat. Care era ocupația lui? Agricultor. Se ocupa cu agricultura. Care a fost privilegiul lui? A avut ocazia unică. Mântuitorul ducea crucea lumii întregi. Și Simeon din Cirene a pus și el umărul, a dus și el crucea, vreo 700 de metri. Care a fost răsplata lui? Familia lui, Alexandru și Ruf, scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani, au fost copiii lui care l-au urmat pe Hristos. Două gânduri vreau să am în mod special privitor la acest personaj frumos, Simon din Cirena. Nu a căutat el crucea, ci crucea l-a căutat pe el. Probabil n-ar fi vrut să ducă el crucea. Nu tu cauți crucea. Crucea te caută pe tine. Constructorii fac un lucru nobil. Când fac o casă sau un gard, înainte de a face lucrul respectiv, ei fac cofragul. Care-i rolul cofragului? De a ține betonul, gardul, respectiv casa drept. Fără acest cofrag, totul s-ar duce și ar fi praf. Ascultați-mă, vă rog. Dumnezeu pune pe toți oamenii din lumea aceasta într-un anumit cofrag. Nu eu îmi aleg cofragul, ci Dumnezeu mă pune el. Poate cofragul tău e o boală, poate e un soț dur, poate e o soție rea de gură, poate că sunt niște copii neascultători, nu știu care e cofragul lui, dar oricare ar fi cofragul tău, e crucea ta, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ea. Toți oamenii lui Dumnezeu, de care s-a folosit mai mult Dumnezeu, Dumnezeu le-a făurit, le-a dat cofrage specială. Bună oară, Iosif din Vechiul Testament a trebuit să stea într-un cofrag 13 ani înainte de a ajunge prim-ministru. Ieremia, profetul, a trebuit să stea și el în groapă. Iona, dacă vreți, a trebuit să stea în pântecele chitului. Toți bărbații mari, sfinții lui Dumnezeu, au avut un anumit cofrag. Nu știu care e cofragul tău, nu tu l-ai ales. Dumnezeu ți l-a dat. Binecuvintează-l pe Dumnezeu. Nu lovi în cofrag, nu bombăni. El ți l-a dat. Probabil Simon, când ducea crucea, spunea: ce-o fi căzut peste mine? Dar nimeni niciodată nu știa de Simon din Cirene. Dacă Dumnezeu nu îi oferea ocazia aceasta de a pune și el crucea, umărul la crucea Mântuitorului. Și eu
Îmi imaginez așa. A luat crucea, soldații l-au silit, dar mergând un metru, doi, trei, cinci pași, s-o fi gândit, oare nu mi-o iau? Dar între timp, el s-a uitat în ochii Mântuitorului, s-a uitat la fața brăzdată și inima lui s-a muiat. Și eu vreau să cred că crucea aceea grea de 70 de kilograme, cei 700 de metri, i s-a părut ușoară. Pentru că, ascultă-mă, greutatea nu-i câte kilograme ai în spate, ci cu ce dispoziție a inimii o duci. Am întâlnit în pastorația mea, Doamne, cu o cruce foarte grea, cu copii handicapați, de care îngrijiseră și îngrijeau acum, aveau copiii vreo 27 de ani și mi-au spus așa, n-aș putea trăi fără crucea aceasta. Pentru mine era împovărător, dar ei mi-a spus, primesc cu bucurie, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru crucea aceasta. Nu știu care e crucea ta, poartă-o cu bucurie, poartă-o cu demnitate, nu tăia din ea. Și îți mai spun ceva, ajută pe cei care au o cruce mai grea ca a ta. Sunt oameni care au cruci mai grele ca așa noastre, oameni cu boli terminale, ajută cu bani, nu știu. Sunt oameni cu copii bolnavi, ajută. Nu știu unde poți, dar uită-te în stânga și în dreapta, la cei pe care au crucile mai grele ca a tale, ca a ta, și ajută. Mi-a fost foarte dragă totdeauna experiența și viața lui Maica Tereza, această tânără profesoară din Iugoslavia care a mers în Calcuta, și-a hrănit săracii, și-a participat să ajute la crucea altora. Voi încheia cu un reportaj care s-a dat la televiziunea română pe canalul 3, pe TVR 3. Maica Tereza era undeva într-un aeroport, n-avea bilet. S-au sezizat cei de acolo, Maica Tereza e acolo, n-are bilet, avionul nu porniseră. Directorul aeroportului i-a trimis vorbă, Maica Tereza să vină la mine. S-a dus la el și a spus așa, Maica Tereza, eu îți dau un tichet din partea aeroportului, 5 ani vei avea avion la dispoziție, oriunde vrei să pleci, uite, e aici la dispoziție. Și Maica Tereza a spus, dar asta e prea mult pentru mine, o femeie sărmană, de ce faci asta? Și directorul aeroportului a spus așa, eu eram într-un orfelinat, copil al nimănui, prin ajutorul dumneavoastră, prin educația care am primit-o până aici, am ajuns în poziția aceasta înaltă. 5 ani, Maica Tereza, oriunde veți vrea, puteți călători în lumea aceasta, vă ofer tichetul acesta. Ascultă-mă, dacă tu pui umărul la crucea cuiva, Dumnezeu va pune umărul la crucea ta. Simon din Cirene, omul care a fost copurtătorul, dacă pot să spun așa, crucii mântuirii, crucii Domnului Iisus, ne învață și pe noi să punem umărul. Doamne, ajută-ne să o facem! Grea-i calea crucii, puspini și încercări, dar nu mă plâng, dar nu mă plâng. Mie viața plină de chin și ocări, dar nu mă plâng, dar nu mă plâng. Am pe Iisus și nu mă plâng. Prin suferinți și
plin de pacea sfântă ce El mi-a dăruit. Ochii mereu sus la Domnul ținând, sunt fericit, sunt fericit, cu El mereu sunt fericit. Când ca sfârșit de dureri și amar, El mă-nviorează cu chipul Lui dorit și mai departe cântând mă duc iar, sunt fericit, sunt fericit, cu El mereu sunt fericit. Știu că-n curând însă El va veni să mă ducă în cerul ce-atâta l-am dorit și lângă El pe vecie voi fi mai fericit, mai fericit, cu El mereu mai fericit.